Peste 1000 de polițiști hunedoreni au fost angrenați în acțiunile menite să crească gradul de siguranță a cetățenilor și să asigure ordinea și liniștea publică în mini-vacanța de Paște. Oamenii legii au intervenit pentru gestionarea a peste 300 de evenimente, dintre care aproape 600 au fost sesizări la 112. De asemenea, polițiștii rutieri au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de circulație, inclusiv pentru consum de alcool și alte substanțe interzise la volan. Au fost 6 zile aglomerate nu doar pentru cei care au alergat de colo-colo pentru cumpărăturile aferente mesei de Paște, ci și pentru cei peste 1000 de polițiști care au fost la datorie în această mini-vacanță. A fost forfotă mare în jurul lăcașurilor de cult din județ, dar și pe șosele. Polițiștii rutieri au aplicat din 1 și până în 6 mai 406 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice. Peste 140 de șoferi au fost amendați pentru că au depășit limita legală a vitezei și 7 conducători auto au fost sancționați pentru că au urcat băuți la volan. Oamenii legii au suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 42 de persoane și au retras 29 de certificate de înmatriculare. Polițiștii rutieri au desfășurat activități cu caracter preventiv pentru a reduce riscul rutier și a reduce numărul evenimentelor rutiere grave ce s-ar putea produce din diferite cauze, în special pe fondul vitezei excesive sau din cauza consumului de alcool ori substanțe interzise. În acest sens, polițiștii au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale, parte dintre acestea au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteze și au fost întocmite tot în această perioadă 7 dosare de cercetare penală pentru consum de substanțe interzise sau de băuturi alcoolice. Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție a dispus ca aceste măsuri să fie intensificate, bineînțeles în perioada mini-vacanței de 1 mai și a sărbătorilor pascale, însă aceste activități vor continua și în perioada următoare pentru a asigura climatul de ordine siguranță publică pe domeniul stradal, dar și în domeniul siguranței rutiere.